Bun găsit la știri. Haos total în gestiunea unor asociații de proprietari din Pașcani. Primăria a primit mai multe sesizări din partea locuitorilor, prin care au reclamat o serie de nereguli sau abuzuri. Cele mai numeroase se referă la modul de gestionare a banilor încasați de la cetățeni, lipsa de transparență și mai ales modul de luare a deciziilor și mai ales pentru numirea președinților în funcție. Un exemplu în acest sens sunt neregulile reclamate de la Asociația numărul 2, unde locatarii primesc de ani de zile chitanțe de mână în schimbul unor plăți. Cazul a ajuns în atenția primăriei Pașcani încă din primăvara acestui an, însă nici până acum nu a fost făcut vreun control la fața locului. Viceprimarul Vasile Axinte susține că la compartimentul special înființat pentru verificarea asociațiilor de proprietari nu lucrează decât un singur salariat care nu este economist sau jurist de specialitate. Da, s-au primit mai multe sesizări pe această problemă. E vorba de Asociația de Locatari numărul 2, unde se reclamă faptul că acolo se taie încă chitanță de mână, nu se țin acele ședințe de adunări, acele adunări generale ale asociațiilor, nu este transparentă asociația, nu face cunoscut locatarilor cheltuielile, unde se cheltuie banii, refuză. Deci administratorul sau acest președintele de asociație să țină legătura cu membrii asociați din bloc. Cu părere de rău trebuie să spun și menționez lucrul acesta, pentru că la nivelul primăriei există acest compartiment care răspunde asociațiile proprietari, dar este incomplet. Avem o persoană pregătită tehnic, nu avem o persoană pregătită juridic sau economic. S-a întocmit un referat de către Blașcu Sorin, s-a adresat primarului, prin care solicită completarea compartimentului asociației proprietari cu cele două persoane, juridic și economic. Cu părere de rău trebuie să vă spun că în urma aprobării noi organigrame și anularea acelor posturi vacante a rămas acest compartiment cu o singură persoană. Din acest motiv, nimeni nu a verificat până acum actele și activitatea asociațiilor de proprietari. Reprezentantul primăriei susține că urmează ca acolo să mai fie detașat un jurist și că în câteva săptămâni va avea loc un control amplu la asociația numărul 2. De asemenea, verificările vor fi extinse până la sfârșitul anului și în celelalte asociații pentru a se vedea dacă au fost respectate prevederile legale. Primarul o să delege până la urmă printr-o dispoziție primarului o persoană în punct de vedere economic și o să înceapă acest control la această asociație de proprietari. Doar la asta sau și la celelalte? Momentan, aici unde este această sesizare. Urmând ca după aceea să facem un program de verificare a tuturor asociațiilor de proprietari, din punct de vedere economic, dar și juridic, unele încă mai rămase pe drum, deci nu au finalizat actele, dar se denumesc asociații de proprietari. Dezbaterile publice organizate în primăvara acestui an cu cetățenii pentru înființarea de noi asociații de proprietari nu au dat niciun rezultat. Până acum nu a mai apărut nicio astfel de asociație, în timp ce mai funcționează încă vechile structuri asociative în afara cadrului legal. Aș vrea să menționez că din primăvară, de când am făcut acea întâlnire la Casa de Cultură în două zile pentru constituirea asociației de proprietari, s-au prezentat numai din vreo 5 persoane din partea blocului V2-V3, P1, bloc B1 K4, bloc B1 B3 scara A și bloc Moldova scara D, unde au cerut tot felul de informații legate de constituirea asociațiilor proprietari. Le-au primit în prima fază aceste informații, urmând ca ei să constituie, să țină acea adunare generală, să înființeze asociația de proprietari și după care să revină la noi pentru a ajuta în finalizarea documentelor pentru înregistrarea asociației proprietari. Menționăm că mai sunt și alte activități din primăria Pașcani care sunt paralizate din cauza lipsei de personal. Astfel de ani de zile, instituția nu are un arhitect, iar activitățile de audit financiar nu au mai fost făcute de circa 2 ani de zile, tot din lipsa unui specialist, după ce fostul auditor a fost numit în funcția de director economic. Caz ciudat înregistrat la spital. O pășcăneancă a ajuns aseară la unitatea medicală după ce a înghițit câteva guri de diluan și a început să se simtă rău. Femeia în vârstă de 50 de ani s-a prezentat în compartimentul de primiri urgențe și a declarat că din greșeală a băut lichidul folosit la diluarea vopselei. Întrucât nu se știe exact cantitatea băută, cadrele medicale i-au administrat medicamente și au conectat-o la aparate pentru a stabili dacă starea acesteia suferea modificări. Din fericire, după câteva ore petrecute sub observație, femeia a părăsit spitalul pe propriile picioare. Medicii recomandă tuturor persoanelor care din greșeală înghit lichide toxice să se adreseze de urgență la cea mai apropiată unitate medicală, deoarece în funcție de cantitate, acestea pot fi mortale.
Avem medic 50 de ani din Pașcan cu ingestie accidentală de piluan, calitate mică, care a plecat la domiciliu. Cei care înghită accidental, de regulă, orice altă substanță decât o substanță comestibilă, trebuie să prezinte la medic, pentru că medicii urgentiști știu foarte bine care sunt soluțiile care sunt caustice, care sunt soluțiile care pot fi toxice, care pot fi, să zicem așa, chiar otrăvitoare, care sunt soluțiile care pot să ducă pe termen lung la leziuni grave, cum ar fi, de exemplu, alcoolul metilic, care poate să determine orbire și, dacă e ingerat în cantitate mai mare, deces. Soluțiile pe bază de clor, care duc la leziuni caustice pe esofag și pe stomac și stenozele esofagene, post-ingestie de soluții care conțin clor pot să se instaleze și după ani de zile de la ingestie. Deci, sfatul meu este să prezint imediat la mine. Un grup de specialiști de la o firmă de consultanță desfășoară săptămâna aceasta în județul Iași o campanie de informare privind piața locurilor de muncă pentru tinerii de la sate. Caravana Cum să-ți cauți un loc de muncă mai bun se desfășoară în cadrul proiectului Credem în tinerii de la sate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de firma BPI Group. Astăzi, caravana a poposit în centrul comunei Miroslovești. Acolo câțiva specialiști au stat de vorbă cu tinerii și au oferit sfaturi cum să devină buni antreprenori, cum să-și dezvolte o afacere sau cum să-și găsească un loc de muncă. Totodată au fost împărțite pliante, ghiduri practice, memorii USB, pixuri sau rucsacuri. Mâine, caravana va fi în centrul comunei Valea Seacă între orele 10-14, iar joi, 8 august, în Pașcani. De asemenea, cei care vor să afle mai multe despre acest proiect și vor să fie la curent cu toate noutățile pot vizita pagina de Facebook EU Rural sau pe site-ul cu același nume. Cadrul proiectului O piață inclusivă a muncii în mediul rural se desfășoară între 5 și 9 august o caravană de informare a tinerilor din mediul rural din județul Iași. În județul dumneavoastră, caravana s-a oprit luni în Moțca, marți în Miroslovești, pe 7 august în Valea Seacă. Un primar dintr-o comună din apropierea orașului Târgu Frumos este acuzat de un grup de localnici că este incompatibil cu... Totul a pornit de la înființarea Asociației Agricole Zorile Cucuteni din comuna cu același nume, la care în prezent sunt peste 100 de asociații, în total fiind 400 de hectare de teren. În această afacere este asociat și primarul Panfilică Brânză. În anul 2006 acesta a fost președinte al asociației, însă numai pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că din 2008 a fost ales primar. Din acel an a fost desemnat în acte și un alt președinte, Mihai Brânză, însă în realitate tot edilul comunei era la frâiele asociației. Unul dintre asociații a filmat cu camera ascunsă o adunare generală a acționarilor din luna martie acestui an, unde chiar edilul a recunoscut acest aspect. De la început, eu v-am spus de la început cum stau lucrurile, deci eu nu pot să fiu, deci nu pot să fiu pe acte. Când fac în continuare treaba asta, că nu știu ce, că se poate face. Deci se poate face, deci dacă dumneavoastră, deci nu acceptați, eu nu pot să fiu. Deci legea nu permite să fiu administrator. Și când am vorbit anul trecut, acum 2 ani și acum 3 ani, am zis, dom'le, uite, pune pe fratele meu ca să fie cu semnături, cu toți trebuie și eu îi fac treaba, deci eu fac în continuare treaba. De câțiva ani, profitul asociației este în scădere, iar oamenii au început să-l acuze pe managerul din umbră că sabotează bunul mers al afacerii din motive personale. Unul dintre motive ar fi că primarul dorește ca localnicii să ofere terenurile în arendă către o altă asociație care este deținută de rudele lui, o afacere care în ultima perioadă este din ce în ce mai înfloritoare. Mai mult, la asociația Zorile Cucuteni nu s-a mai făcut nicio achiziție de utilaje de an buni, cu toate că există producție, iar la cealaltă asociație din comună au apărut utilaje mult mai performante. Un conflict între noi, membrii asociației, o parte din membrii asociației, primar, care în ultimii 7 ani a deținut funcția de președinte al acestei societăți Zorile Cucuteni, o societate înființată în baza legii 36, care administrează o suprafață aproximativă de 400 de hectare. La adunarea generală din 25 martie, întrucât am intrat în posesia unor documente, mai exact balanțele societății pe ultimii 3 ani, i-am cerut explicații primarului, președintele societății, cu privire la modul de organizare și de cheltuiere a banilor. Plecând de la ideea că două tractoare a societății vechi de 20 de ani, în ultimii 3 ani, înghițise niște cheltuieli de 1.100.000, nu știu dacă sunt reale, dar sunt înregistrate în evidențele societății. Primarul comunei neagă toate acuzațiile formulate de localnici. El spune că ar fi vorba despre o răzbunare pusă la cale de cei care vor să ia locul la primărie.
asta e altă poveste. E așa o reclamație la ani, că sunt președinte din orice, da? O să verifice și nu sunt. Bine, altceva. S-a adunat duminica trecută în jur de 170 de oameni la ședință. Am fost și eu pentru că sunt membru în asociație. Au fost prezent și echipa lor care așa și când au văzut că oamenii nu-i agrează, și s-au plecat. Sunt exact 7-8 persoane. Deci 7-8 persoane nu pot să conduc în sat. În forță. Pentru că nu vor ca asociația să falimenteze, localnicii au sesizat Agenția Națională de Integritate, Poliția și Prefectura. Însă deoarece numele lui nu apare niciun act și totul se face doar în numele altei persoane, primarul nu poate fi acuzat de incompatibilitate în funcție. În prezent, numirea președintelui făcută în adunarea generală a acționarilor din martie a fost contestată în instanță de către alți asociați. Domnului primar este următorul. Întrucât dânsul, prin familia lui, nu direct, mai mult indirect, este arendaș unor suprafețe de aproximativ 150 hectare, scopul lui este de a prelua o parte din terenurile bune, mai productive a societății, să le transforme în arendă personală. Și altfel, astfel va fi distrusă societatea agricolă, o societate care, de felul căreia au mai rămas puține, cel puțin în județul Iași. Până se vor rezolva toate încurcăturile în acest caz, sute de oameni care sunt acționari ar putea ca în toamnă să nu își poată ridica produsele agricole. Vești bune pentru locatarii blocurilor ANL. Conform unei recente prevederi legale, ei pot achiziționa apartamentele în care locuiesc la prețuri mai mici decât anul trecut. La sfârșitul lunii trecute, Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul 2401, prin care a fost reactualizată valoarea pe metru pătrat pentru vânzarea locuințelor ANL. Conform documentului emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și care poate fi găsit și pe site-ul primăriei, în acest an, garsonierele și apartamentele construite din fonduri guvernamentale vor putea fi vândute la prețul de 326 de euro pe metru pătrat, inclusiv TVA, cu 85 de euro pe metru pătrat, mai puțin față de anul trecut. Menționăm că până acum nu a fost încheiat niciun contract de vânzare-cumpărare pe motiv că prețurile ar fi foarte mari. Majoritatea locatarilor așteaptă rezultatul unui proces aflat pe rol în care aceștia au solicitat să cumpere locuințele ANL la prețurile vechi de până la 200 de euro în condițiile prevăzute la momentul repartizărilor. Amintim că în conformitate cu prevederile legale, locatarii care au depășit vârsta de 35 de ani nu mai pot beneficia de chirii subvenționate, ci trebuie să plătească chiriile stabilite prin hotărârea Consiliului Local Pașcani sau să cumpere locuințele în care stau la prețul de referință, în caz contrar, locuințele urmând să fie repartizate altor solicitanți. Încă un bărbat a căzut în plasa infractorilor care înșeală prin telefon. Aceștia profită de faptul că rudele persoanelor în vârstă locuiesc în alte localități sau în străinătate și îi sperie spunându-le că au avut accidente rutiere grave, după care cer bani pentru a-i ajuta. Este și cazul unui localnic în vârstă de 81 de ani din comuna Mogoșe-Siret, care în cursul zilei de luni a fost înșelat prin metoda accidentul de numai puțin de 4.000 de lei. Bătrânul a luat de bune cele spuse de presupusul avocat și s-a dus glonț la poștă unde a depus bani. În data de 5 august am fost sesizat de către un bătrân în vârstă de 81 de ani din localitatea Mogoșe-Siret cu privire la faptul că în dimineața aceleiași zile a fost înșelat prin metoda accidentul de către o persoană necunoscută cu suma de 4.000 de lei. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorilor și tragerii acestora la răspundere penală. Inconștiență pentru un șofer din comuna Moțca. În această dimineață, un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost depistat pe o stradă din Pașcani în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice, stabilindu-se o alcoolemie de 0,59 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul și-a complicat și mai tare situația atunci când a fost condus la spital și a refuzat să-i fie recoltate probe biologice. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru refuzul de a da probe în vederea stabilirii alcoolemiei, faptă mult mai gravă decât conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Data de 6 august, patrula de siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Pașcani a oprit pentru control șoferul unui autoturism în vârstă de 26 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Pașcani. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,59 mg per litru alcool pur în aerul expirat.
întrucât a fost prezentat la spitalul Pascani și a refuzat recoltarea de probe biologice, pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de recoltare a probelor biologice. Poșta Română vrea să-și extindă portofoliu prin introducerea de servicii financiar bancare, urmând să prezinte proiectul în perioada 6 august 6 septembrie băncilor interesate și va permite totodată unor parteneri, persoane fizice sau juridice, să furnizeze servicii poștale sub brandul companiei, conform unui comunicat al operatorului poștal. De asemenea, compania va introduce, începând cu ultimul trimestru al acestui an, sistemul de franciză poștală prin care persoanele fizice sau juridice interesate vor putea furniza servicii de profil sub brandul Poșta Română. Compania se află în proces de restructurare și modernizare, vizând creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor și diminuarea datoriilor istorice. Poșta este cel mai mare operator local de profil și are o rețea teritorială de 5600 de unități poștale și 32.000 de angajați. La Pașcani sunt deschise două puncte de lucru, unul în zona deal și altul în zona vale, unde lucrează câteva zeci de salariați. Acționarii companiei sunt Ministerul pentru Societatea Informațională 75% și Fondul Proprietatea 25%. Comisia Tehnico-Economică din cadrul Primăriei Pașcani se va întruni vineri pentru a analiza neregulile constatate de consilieri în legătură cu cele trei proiecte de investiții supuse aprobării în ședința de săptămâna trecută. Este vorba despre documentațiile tehnice privind asfaltarea trei străzi din Pașcani, amânate pentru ședința viitoare după ce un consilier local a descoperit mai multe nereguli în costurile prezentate de constructor. Astfel, prețurile ar urma să crească de 3 ori, de la 5 miliarde de lei vechi pe kilometru la 15 miliarde de lei vechi, fiind cuprinse și lucrările de reabilitare a trotuarelor și podețelor de pe marginea străzilor. Vineri 9 august va avea loc o ședință CTE, în cadrul căreia compartimentul tehnic și investiții împreună cu proiectantul vor susține în cadrul CTE cele trei proiecte care au fost amânate în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local. Proiectele se referă la reabilitarea străzilor Dragoș Vodă, pe sectorul de la școala Ion Creangă până la drumul județean 208, strada Ștefan cel Mare pe sectorul de la Spitalul Municipal până la drumul județean 208 și strada Vatră. Amintind că cele trei proiecte vor fi rediscutate într-o ședință extraordinară, costurile de execuție urmând să fie acoperite printr-un împrumut de la CEC în valoare de 4 milioane de lei. Vor fi asfaltate străzile Vatra, Ștefan cel Mare și Dragoș Vodă pe o distanță de aproape 5 km. Spărgătorul care a băgat în sperieți comuna Tătăruș a fost trimis în judecată. Petruț Boca, în vârstă de 23 de ani, principalul suspect în cazul mai multor spargeri, este cercetat în stare de arest preventiv pentru infracțiunea de furt calificat în formă continuă. Potrivit rechizitorului întocmit de procuror, tânărul a furat din trei societăți de pe raza localității Tătăruș, folosindu-se de un leverier pentru a sparge ușile. Prima faptă a fost comisă noaptea de 1 spre 2 martie anul curent, când împreună cu un minor în vârstă de 17 ani a reușit să sustragă bunuri și sume de bani în valoare de 1000 de lei dintr-un magazin din satul Uda. A doua spargere a fost dată la același patron, dar la un alt magazin, în noaptea de 14 spre 15 aprilie, când a reușit să fure produse în valoare de 150 de lei. Ultima infracțiune și cea pentru care a și fost arestat s-a petrecut în noaptea de 10 spre 11 iulie, când a luat 1250 de lei din casa de marcat a unui magazin. A doua zi, patronul l-a recunoscut pe învinuit pe o stradă din Pașcani și a sesizat polițiștii locali care l-au prins și încătușat. Pentru faptele sale, Petruț Boca riscă până la 15 ani de închisoare. Prerechizitorii din data de 5 august 2013, parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani a dispus trimiterea în judecată a unui tânăr de 23 de ani din comuna Tătăruș pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată, constând în aceea că în lunile martie, aprilie și iulie a pătruns prin infracție în incinta a trei societăți comerciale de pe raza comunei Tătăruș, de unde a sustras diverse sume de bani și bunuri. La ultimul act material a fost surprins de o cameră de supraveghere aflată în magazin. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoare între 3 și 15 ani. Copiii care au vârste între 6 și 10 ani sunt așteptați la Biblioteca Municipală din Pașcani la cursurile de limba engleză. Intitulat sugestiv Învață engleza zâmbind, micuții sunt așteptați la sediul bibliotecii pentru a se înscrie, locurile fiind limitate. În predarea limbii engleze se vor folosi mijloace multimedia, dar și prin jocuri.
Cursurile destinate elevilor din clasele 1-4 vor fi predate de Mihaela Vatafu, profesor de specialitate la Colegiul Sadoveanu din Pașcani. Taxa de participare este de 5 lei pe ședință. După cursurile de engleză organizate pentru adulți, nivel începător și intermediar, biblioteca și-a propus ca în această vară să inițieze și un curs pentru elevii claselor 1-4. Profesor va fi și de această dată doamna Mihaela Vatafu. Taxa de participare este cea votată de și aprobată de Consiliul Local Pașcani, de 5 lei pe oră. Numărul de locuri este destul de redus, astfel că toți cei care vor dori să se înscrie vor trebui să se grăbească să facă acest lucru. Îi așteptăm pe toți cei care doresc să participe la acest curs să se adreseze la numărul de telefon al instituției sau să vină personal pentru înscriere. Menționăm că Instituția de Cultură organizează de mai bine de 2 ani cursuri de învățare a limbii engleze, acestea fiind destinate doar adulților din Pașcani și nu numai, nivel începător și intermediar. Și pentru că cererea a fost mare din partea părinților pentru micuților, s-a propus și organizarea de cursuri pentru acest segment de vârstă. Razia polițiștilor în rândul petrecăreților din cluburile și barurile din zona Pașcani. Noaptea de sâmbătă spre duminică, 19 polițiști pășcăneni împreună cu colegii de la secția 6 rurală au acționat în miese noapte pentru combaterea și prevenirea actelor de violență înregistrate în zona localurilor. În total au fost verificate un număr de 9 locații și au fost legitimate numai puțin de 53 de persoane. În principal, oamenii legii le-au luat datele celor prezenți la distracție și au întocmit 29 de procese verbale, majoritatea la legea 61, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice cu o valoare de 4.240 de lei. Intervalul orar 22.2, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani și secției numărul 6 rurală Pașcani au acționat pe raza de competență pentru prevenirea faptelor cu violență ce se pot comite în zona barurilor, discotecilor, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere, ocazie cu care au fost obținute următoarele rezultate. Au participat 19 polițiști în 6 zone, au fost controlate, verificate un număr de 9 baruri și discoteci, au fost legitimate 53 de persoane, fiind aplicate în total 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.240 de lei. Nici o grădiniță din Pașcani nu este deschisă în aceste zile pentru că nu sunt solicitări. Asta deși, la solicitarea Comisiei de Educație din cadrul Consiliului Local Pașcani și cu aprobarea Inspectoratului, prin rotație, câte o grădiniță din Pașcani este deschisă pe parcursul vacanței de vară pentru a veni în întâmpinarea părinților care lucrează și nu au unde să-și lase copiii în lunile iulie și august. În această săptămână, grădinița cu program prelungit numărul 1 din Vatra Pașcani trebuia să aibă porțile deschise pentru micuți, dar fiindcă azi a fost sărbătoare și mai ales nicio cerere depusă de părinții care vor să-și lase copii, au fost puse lacătele pe porțile de acces. Colegele de la grădinița PP4 au spus că în această săptămână nu a fost nicio solicitare, iar că angajatele, bucătăreasa și o îngrijitoare, vin la muncă de dimineață și stau până la ora 12 în acest timp, făcând curățenie în instituție. Sunt închise, dar ar trebui să discutăm cu coordonatoarea, pentru că avem o coordonatoare de locație, chiar dacă suntem sub ordinea noastră. Eu astăzi am fost la cele două grădinițe în vizită să văd stadiul curățeniei, pentru că noi facem raportări periodice către inspectoratul școlar privind stadiul curățeniei școlii noastre și a locațiilor din subordine. Și, într-adevăr, este un anumit personal care asigură curățenia și igienizarea în perspectivă. Alte motive invocate mai sunt că majoritatea părinților au concedii sau că grădinița e situată prea departe de oraș. Ele au mai spus că în perioada cât au avut deschisă instituția s-au prezentat maxim 5 micuți, la un moment dat fiind și un singur copil în grădiniță. Nu a fost niciun copil și personal de acolo a fost văzut cu bucătăria sa și cu femeia în serviciu și a văzut că nu a venit nici luni, nici marți, a plecat. Fiind sărbătoare, și puteți să fac asta, să stea acolo august, până pe 9 august, de grădinița 1. Deci noi am fost de pe 22 până pe 1 august. Și după 12 august, până pe 31, grădinița 2. Și au fost copii în perioada asta? La noi au fost, de pe 22. Poate fi mai departe, probabil nu s-au mai dus.
Nu, dar la noi săptămâna trecută s-au îmbolnăvit doi copii și n-au mai venit. Au făcut roșu în gât. Probabil. Și câți au fost de toți? Au fost 5, au fost 3, au fost 2, au fost 1. Au mai rămas câteva zile până la startul de sezon pentru echipele care joacă în Liga 4-a și a 5-a. Formațiile care joacă în ligile inferioare au intrat pe ultima sută de metri, prima etapă având loc duminică, 11 iulie. Potrivit celor aflați la conducerea Asociației Județene de Fotbal Iași, în Liga a 4-a s-au înscris un număr de 16 echipe, printre care și Cosarom 2 Pașcani. Echipa alcătuită din jucătorii de rezervă a primei formații a municipiului va întâlni în primul meci pe cei de la Gloria Balș, partida fiind programată duminică de la ora 12. Am început cu 11, duminică, Liga a 4-a și Liga a 5-a, Liga a 4-a. Avem 16 echipe, o serie de 16 echipe, din care prima echipă care se va clasa la sfârșitul campionatului, va juca jocul de baraj în vederea promovării în Liga a 3-a, iar ultimele trei echipe vor retrograda după clasamentul final. Liga a 5-a avem compus din trei serii, o serie în zona Iașului de 16 echipe, una în zona orașului Târgu Frumos, pe rând de 16, în momentul ăsta avem 15, mai așteptăm o echipă, iar în seria Pașcani, o serie de 18 echipe. În noul sezon al Ligii a 5-a, seria 3, au apărut 3 noi echipe, printre care una înființată de un grup de tineri din Pașcani. Pe ultima sute de metri, aceștia au reușit să plătească taxele aferente și vor juca sub numele de Locomotiva Pașcani. Majoritatea jucătorilor au mai activat în trecut la formația Teen Sport, iar până sâmbătă vor trebui să mai depună o serie de documente pentru a activa în turul Ligii a 5-a. Celelalte două echipe noi sunt Siretul Stolniceni Prăjescu și Unirea Alexandru Ioan Cuza. Ca echipe nou înființate sau nou afiliate la asociația noastră, este echipa Siretul Stolniceni Prăjescu din zona Pașcaniului, echipa Unirea Alexandru Ioan Cuza și echipa Locomotiva Pașcani. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit. Noi ne revedem în fiecare seară începând cu ora 20. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe zarulorizont.info. Toate cele bune!